acest proces al educației în context pandemic 2020. Este ora 8 și ceva, urmează imediat înceapă stagiul de pneumologie și mă duc să-mi fac o cafea și să încetez nebunia pentru studiu online. Urmează o zi plină de școală, chiar dacă este vineri pentru mine, o să fie full până la 3:30-4, avem cursuri continuu, așa că urați-mi succes și haideți cu mine! Destul de încărcat la școală, nu știu exact cum se face de întotdeauna, vinerea este plină la mine, deci de dimineață până după amiază efectiv avem stagii și cursuri. Astăzi am avut primul stagiu de pneumologie propriu-zis, am vorbit puțin despre pneumonie, mi-am făcut și aici niște notițe foarte drăguțe de fiecare dată, rămân mult mai bine cu situațiile când le scriu, deci asta cu siguranță mă ajută și acum teoretic este cam ora 10 și ceva, urmează să începem al doilea caz, deci am vorbit despre caz de pneumonie, urmează să facem celălalt caz, aparent o să fie un caz despre COVID, deci este din ce în ce mai interesant și tocmai a început, așa că eu trebuie să vă las. Hello, încă suntem în școală online, dar slavă Domnului avem și o mică pauză, astfel încât mi-am permis să... Eu cum sunt în anul 4 și în anul 4 la noi se studiază chirurgiile într-un semestru și vă zic la momentul potrivit și medicina internă într-un semestru. Eu acum voiam să merg la bucătărie să fac ceva de mâncare și voiam să vă zic că oricât de mult ți se pare că ești conectat online și că prezența ta nu este importantă la stagiu sau chestii din astea, nu este chiar așa, să știți că foamea este aceeași și la facultate și acasă, dacă nu te organizezi bine, nu reușești să ții ritmul absolut deloc. De exemplu, acum în pauză vreau să fac ceva de mâncare pentru că nu am mâncat absolut nimic de dimineață și în unele situații e foarte bine să ai prezența cuiva cu tine, oricum ar fi. Nu știu, am mare noroc de faptul că mă sincronizez întotdeauna cu Bogdan și ne ajutăm cu mâncarea și chestii de genul ăsta. Și la fel când eram și acasă, mama venea întotdeauna dimineața la noi și ne aducea clătite sau chestii din astea. Deci, e același lucru, mai ales pentru că există unele situații în care efectiv trebuie să fii acolo, să răspunzi, să fii, să zici prezent și, oricum este solicitat, vreau să-mi fac o salată de fructe, sper tare mult să vine și Bogdan cu ceva de mâncare, că este consortul meu și îl apreciez mult în momentele de genul acesta. Deci este o lumină atât de frumoasă afară și soare și zăpadă și eu trebuie să stau aici blocată. Uneori parcă vine efectiv să clipa picioare, nu mai fac școală online, nu contează. Dar contează. Aici sunt și situații în care se face prezența propriu-zis, efectiv se strigă, nu e pur și simplu că poți să rămâi conectat și atât. E mai serios decât crede lumea, chiar e mai serios.
Apropo de camere și chestii de genul ăsta, sunt unele situații în care ni se cere să deschidem camera, însă cumva e la liberul arbitru, să zicem așa, deci nu e ca și cum te forțează cineva să deschizi camera. În plus, sunt unii profesori care ne spun să închidem camerele în mod intenționat pentru a cumva să funcționeze mai bine internetul. Do you know what I mean? Și în ideea aceasta, că cumva e bine, adică ori îți asigură așa o libertate, să zicem așa, chiar dacă sunt unele zile în care poate, nu știu, nu ai chef să îți pui un plover pe tine sau să, you know, știi ce vreau să zic, deci ai cumva libertate în sensul acesta, dar trebuie să recunosc că mie îmi place cumva mai mult așa să ne vedem, na, e un pic altceva atunci când efectiv vezi persoana respectivă de dincolo de ecran și nu-ți vorbește o imagine sau un microfon sau ceva, deci na, e altceva, dar trebuie să recunosc că uneori mă aștept și pe mine chestia asta când avem camere, adică na, nu e întotdeauna cel mai plăcut. Oricum, acolo unde am folosit camere și nu neapărat unde ni s-a impus, ci unde ne-am dorit noi să facem asta, am fost la stagiu de cardio, am făcut cu un prof foarte, foarte fain și de fiecare dată se întâmplă chestia asta că îți place o materie pentru prof, nu neapărat pentru că e faină materia în sine. Am avut la stagiu de cardio un prof super, super fain, deci chiar cardiologia mi se pare o materie cumva, cum să zic, de bază în medicina internă, multe lucruri pornesc de acolo și atunci trebuie să ai măcar habar puțin de patologia cardiovasculară și în ideea aceasta, repet, cred că am avut noroc amplificat în sensul acesta. Am vorbit despre foarte multe chestii, ni s-au explicat cât de cât logic, să zicem așa, n-am avut privilegiul acesta de a vedea pacienții, însă cu siguranță au fost foarte multe discuții, cazuri, așa, și cred că ceea ce a ajutat, asta e o chestie care cântărește foarte mult atunci când vine vorba de stagii, LP-uri, chestii de genul ăsta, faptul că sunt puține grupe și că cumva fiecare poate să se afirme așa fără limite, dacă vreți, pentru că cursurile sunt într-adevăr făcute cu toată seria, cât suntem acolo în serie, da? Și atunci, într-adevăr, poate nu sunt necesare atât de multe opriri, explicații, intervenții și așa mai departe, însă feedback-ul studenților este foarte important atunci când vine vorba de efectiv de cazuri clinice, cum vă ziceam, de stagii și LP-uri, așadar a fost cu siguranță un plus faptul că am făcut stagiul de modulul de cardiologie, respectiv partea de stagii, am făcut-o mai puține grupe decât de obicei, pentru că atunci când ne conectăm la pe Zoom la curs, toată seria, și la stagiu, de exemplu la diabet, am avut tot așa toată seria și atunci parcă e altceva, nu-ți vine așa neapărat să te afirmi, să zici chestii, dar când sunt mai puține grupe, parcă-ți vine să zici, să, nu știu, e așa o interacțiune foarte interesantă între studenți și profesori și mai degrabă poate și între studenți și alți studenți, să zicem. Na, mie îmi place mai mult genul ăsta de chestii și uneori mi-este mai ușor să mă afirm și să răspund și parcă-mi vine alt chef, dar în orice caz, dacă mă pasionează subiectul, nu știu, la diabet, de exemplu, partea de reumatologie mi-a plăcut foarte mult, deci a fost super, super faină, nu știu de ce, în general pentru toată lumea e super plictisitoare pentru că, na, reumatologia e așa o chestie, o patologie, în general, cumva este predispusă populația vârstnică, adică lucrezi în special cu persoane trecute, să zicem așa, de prima tinerețe și în felul acesta, na, cumva cred că și complianța e altă, dar mă rog, aici e o discuție, altă discuție. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știu, reumatismul articular acut, poliartrita reumatoidă, lupusul. Mi s-au părut foarte interesante, nu știu de ce le-am găsit așa. Mi-a plăcut, îmi place foarte mult și partea de serologie. Sunt pasionată cumva și de asta de imunologie. Pur și simplu îmi plac mie și let's go with it. Let's leave it like that. Eram singura, cred că, din toată seria care răspundea la chestiile alea de reumato. Dar nu, chiar mi-a plăcut. Cumva mi-au captivat atenția. Da, cam asta e, cumva știți, dezavantajul, să zicem, că facem online, că nu îți vine neapărat să te afirmi, dar nu neapărat că e bariera asta de cumva de online,
că am făcut, deci chiar funcționează, ci poate mai mult așa că e, nu știu, zice așa, bă, las că zice altul, că e ok, că pot să stau aici. Și trebuie să recunosc că am simțit de multe ori chestia asta deja, mai mult pregnant de anul ăsta, să zicem, că simți așa că, cum să zice, deci primii 3 ani sunt așa super intenși și gen, trebuie să înveți super multe chestii și de multe ori să le iei ca atare, să le tocești, să zicem, dar cumva din anul 4 și acum este în continuare vorba despre să iei lucrurile efectiv ca atare, însă parcă îți accesezi mult mai ușor cunoștințele din anii trecuți, începi deja ușor, ușor să faci corelații. Bogdan din anul 5 și el spune mereu, mereu că e din ce în ce mai greu cu genul acesta de corelații. Sunt conștientă de asta, dar simți așa, știi, că satisfacția este mai mare atunci când știi tu lucruri pentru tine, nu neapărat când știi lucruri, să le zici așa cu voce tare, să faci o impresie frumoasă și așa mai departe. Eu asta simt de multe ori, însă îmi face cu siguranță plăcere să interacționez, pentru că despre asta este vorba. Mi se pare că medicina, în general, o să fie... Medicina este un sport de echipă, dacă vreți, și îmi place atunci când profesorii ne consideră pe noi viitori colegi, alta e, te raportezi altfel la persoana care îți vorbește și da, asta îmi place, trebuie să recunosc. Am avut și noroc și ghinion, să zic. Haideți că am terminat parțial, luăm o mică pauză, asta e foarte bine să stai undeva la casă sau chestii din astea, că poți să iei o gură de aer și să te dezmorțești puțin într-o pauză scurtă, chiar afară în natură, mă rog, nu neapărat în natură, dar undeva unde e spațiu mai deschis. Deci este așa frumos afară, vai! Ador, ador, ador. E câteva minute din soare. Stau așa cu mâna streșină la ochi. Stați-mi pun un pic mai la asta. Mai avem un singur curs, opționalul de ecocardio și terminăm. Îmi place asta de ecocardio că e... cumva e interactiv, profa ne pune un Kahoot, e... o chestie cumva ca să răspundem cu toții la niște întrebări. Sinceră să fiu, n-am intrat săptămâna trecută, dar acum intenționez să intru. Sper să nu fie foarte complicate chestiile alea și să recuperez așa rapid. Și vă las ca să mă duc să mă conectez. Deci, atâta de enervant și de frustrant este când trebuie să te conectezi și nu găsești link-urile. Deci, nu există așa ceva... Mori, mori! Deci, prieteni, ceva mai enervant decât să nu găsești cursurile, linkurile către curs, nu există. Deci nu se poate când cauți, că știi că e într-o conversație, că ți-a trimis nu știu cine. Oribil. Avem norocul că avem un șef de serie super, super, super responsabil și a fost atât de drăguț încât să ne pună orarul și cu linkurile aferente. Deci la început, dacă mă credeți, și am avut vreo 2-3 zile în care efectiv am uitat. Deci efectiv am uitat să intru. Haideți că mi se conectează. It's the writing waiting for the host to start the meeting. Da, teoretic ar trebui acum de la 2, e 29 minute, mai ziceți ceva. Deci, super. Da, și asta cu linkurile. Și mai e o fază care nu că mă enervează, dar mi se pare așa, încerc să găsești un link, nu-l găsești, îl cer cuiva și zice că e pe grup acolo pus, mor și cu asta și ziceau că, păi, eu îl cer, că nu știu unde să-l caut, nu-l cer, că știu că e pe grup, știu că e ceva pe grup, dar habar n-am de unde să-l iau în momentul de față, eu ce să zic dacă nu știu. Da, e foarte fain și chestia asta, dar, mergem înainte.
cred! Mamă! Wow, ce de treabă, mersi! Dar cu ce ocazie florile? Cu ce ocazie florile? Wow! Ce faci, Bobby? Bine, te-am ajuns acasă. Wow! Ce-i acolo? Tu n-aveai din asta. Wow! Ce drăguț! Asta chiar e de vlogmas. Păi ți-am zis. Wow, ce frumos e! Doar că am uitat să iau baterii. You know, it's good like... Dar nu merge? Fără baterii nu. Nu, dar gen așa, știi? Ce dar frumos că se e! Uite și se asortează cu tine, ești și tu așa Christmas-y. Da. Mulțumesc din suflet, apreciez. O să-l pun lângă studio online. Mă găsiți la studio online. A venit, știam eu că a venit. Doamne, ce mult iubesc. Ia tu-ți mâncare. Ăsta e un avantaj al cursurilor online. Că este cursul. O să mănânce după cursul. Ce malefică, să-i vă dați seama. Glumesc, dar ți-e foame și n-ai foame. It's kind of a strange feeling. Ok, nici acum n-a început ăsta. Poate începe. Haideți că pun acolo ăsta și ne vedem de la curte. Este bine, am terminat Kahoot-ul, nu mă laud cu performanța mea, trebuie să recunosc, dar asta este, se mai întâmplă, cred. În fine, chestia asta cu, deci Kahoot este o aplicație prin care se poate face un quiz, deci hostul practic organizează un quiz și toți cei care intră se pot loga printr-un cod PIN și se pot loga fie printr-un browser web, fie prin aplicație și se răspunde la întrebări contra timp, să zicem. E o metodă foarte faină de a primi feedback, de a vedea cât de atenți sunt cititorii tăi și așa mai departe. E interesant, să zicem, mi-a plăcut, a fost fain. Cu siguranță trebuie să mă mai pun la punct cu ecografia, ecocardiografia, că nu am excelat prea bine la acest capitol, însă asta e, nu am excelat prea bine, da? Ați înțeles ideea? Nu am excelat deloc, să zicem. Dar, na, mai avem timp puțin, o să îmi vină și mie cheful de învățat serios. Wow. Nu, ce ai? Așa, tu ai învățat ecocardio în anul 5? N-am făcut ecocardio. Păi aia zic, nu ai cum să înveți. Da. Am terminat o zi online cum trebuie. Nu, n-a fost chiar cum trebuie. Deci am stat de dimineață, efectiv de la 8:30 de când am început. Sunt pe acest fotoliu. Am noroc că e un fotoliu destul de confortabil și îmi permite să mă mișc. Am mai ieșit puțin pe afară, ați și văzut. Numai că vorbeam și cu Bogdan că avantajul foarte, 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 foarte mare al studiului acesta online este faptul că trebuie să stai efectiv ore în șir, ore în șir la birou, pe scaun, să șezi efectiv și chestia asta nu face foarte bine nici pentru postură, nici pentru spate. Eu deja am niște dureri din astea de spate foarte dubioase, dar am noroc de Bogdan că știe. Cum se numește chestia aia? Nu știu. Ceva practician, dar uite cum. Kineto, nu știu, ceva de genul, în fine, îți pocnește oasele, practic, și foarte mai mie face uneori niște chestii, mamă, ăsta-i spatele meu, care a pocnit în halul ăsta? Da, cumva e bine și trebuie să avem foarte mare grijă la poziție, eu am unele situații când stă așa, efectiv așa, și stau și lucrez la laptop, trebuie pieptul, deci așa, și acum dacă îmi trag așa de umeri înapoi simt cum îmi pocnește, deci este foarte importantă și mișcarea, prin urmare cred că o să ieșim și noi puțin în seara asta, zi obicei de făcut în seara asta. Să tai lemne. Să crap lemne. Da. Este bună și chestia asta
cumva există un echilibru, știți, dacă trebuie să stăm așa conectați, nu poți să fii atent tot timpul, vă dați seama, ați văzut și în tabletele mele că mai uit pe telefon, mai vorbești cu un coleg, mai ceva, îți mai faci ceva de mâncare, nu e ca și cum te obligă cineva să stai așa mult timp acolo conectat, dar... trebuie să fim acolo prezenți. Bine, cam atât pentru școala online. Ați auzit părerea mea și ceea ce cred eu. Concluzia este că se face școala online. Am foarte mulți colegi, cunoștințe și de la Iași și din alte centre universitare. Bine, din București și din Cluj mai puțin, mai mult de la Iași. Și știu că acolo nu prea, gen... există zvonul ăsta cum că, nu știu, nu s-ar recunoaște diploma sau ceva de genul ăsta dacă nu ai un anumit număr de ore pe care să-l faci on-site, practic, adică nu online. Nu știu ce să zic, habar n-am. Universitatea noastră a dat o decizie în vară cum că procesul educațional se va desfășura 100% online până luna noiembrie și după aia o să reevalueze situația. În noiembrie au reevaluat și au prelungit acest mod de școală, să zicem. Nu știm dacă este bine, dacă este rău. Cert este că avem stagii cu profesori în spital și ne povestesc care este situația, că și-ar fi dorit cu siguranță și ei să fim acolo pe secție. Să se gândească cu mine. Nu cu tine, tu! Da, să mergem efectiv la pacient sau așa, dar nu e foarte plăcut nici pentru ei, dar au spus că este cumva mai bine pentru că suntem mai în siguranță și noi și ei și pacienții și că oricum patologia este limitată, să zicem, adică nu știu exact cum este experiența altor colegi din alte centre universitare, însă așa este pentru noi. Nu știu cum o să fie sesiunea, se simte deja o mică presiune, așa, foarte mică, dar suntem prea holy jolly pentru Christmas, deci încă nu... Sesiune? Ce sesiune? Nu știu ce sesiune, habar n-am ce e aia sesiune. Glumesc, dar eu mă bucur că deja am citit la cardio chiar am citit foarte serios, am parcurs cartea și la diabet am dat așa o citire rapidă și pentru pneumo nu știu exact ce intenționez să fac, cred că o să-mi iau cartea și o să subliniez la curs pe ea, adică o să încerc să fiu atentă la curs și să subliniez atunci când trebuie. Este mult mai ușor așa pentru mine, cel puțin reușesc să parcurg mai repede materia în sesiune atunci când vine. Bine, v-am lăsat și ne vedem mai târziu. Mamă, Bobby! Ești forțos! Da. Prieteni, mergem imediat, îl ducem pe Bogdan la tăiat lemne. Căci este bun la toate băiatul acesta. Bobo! Hai că te duc la treabă! Hai. Vino să se vadă vestița. Hai că vin acum așa. Dom'le, de toate face. Deci de toate. Face foc. Face de tot. E baza. Mergem immediately. Hai că vă arăt și cum arată. Da, bună seara. Hai mișcă-te. Serios? Așa, am avut o reuniune de familie aici, eu sunt pe fundal pe toate telefoanele, pe toate device-urile, lumea vrea să vadă ce este în backstage și reușește. Ne-am întâlnit, am făcut ceva de mâncare, cred că ați văzut, și acum petrecem o seară drăguță în familie, eu desigur editez. Bună seara! Tot eu editând.